Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia de joi, în săptămâna 21 după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel citire. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voința lui Dumnezeu, Sfinților care sunt în Efes și credincioșilor întru Hristos Iisus, har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, Cel ce întru Hristos ne-a binecuvântat pe noi în ceruri, cu toată binecuvântarea duhovnicească, precum întru El, ne-a și ales, înainte de întemerea lumii, ca să fim sfinți și fără de prihană înaintea Lui, mai înainte rânduindu-ne în a sa iubire spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos, după buna socotință a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, cu care ne-a dăruit pe noi prin Fiul Său cel iubit. Întru El avem răscumpărarea, prin sângele Lui și iertarea păcatelor, după bogăția Harului Său, pe care L-a făcut să prisosească în noi, în toată înțelepciunea și priceperea. Făcându-ne cunoscută taina voii sale, după buna Lui socotință, așa cum hotărâse în sine, mai înainte. Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie de joi, în săptămâna 21 după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Marcu. În vremea aceea a venit Iisus în hotarele Tirului și ale Sidonului și, intrând într-o casă, voia ca nimeni să nu știe, dar n-a putut să rămână tăinuit, căci îndată, auzind despre El, o femeie a cărei fiică avea duh necurat, a venit și a căzut la picioarele Lui. Și femeia era păgână, de neam din Fenicia Siriei, și îl ruga să alunge demonul din fiica ei. Dar Iisus i-a vorbit: lasă întâi să se sature copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Ea însă a răspuns și a zis: da, Doamne, dar și câinii sub masă mănâncă din fărămiturile copiilor. Și Iisus i-a zis: pentru acest cuvânt mergi, a ieșit demonul din fiica ta. Iar ea, ducându-se acasă, a găsit pe copilă culcată în pat, iar demonul ieșise. Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, pentru puterea cuvintelor Tale. Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, pentru că ne dai o fărâmă de credință care, completând harul Tău, ne face biruitori în lupta cu demonii și cu puterile întunericului. A Ta să fie slava și mărirea în vecii veciilor. Amin. Sfinții zilei de 10 octombrie, Sfântul Ambrozie de la Optina, Sfinții 26 de cuvioși mucenici de la Zografu, Sfântul mucenic Evlampie, Sfânta muceniță Evlampia, sora Sfântului mucenic Evlampie, Sfântul cuvios Teofil Mărturisitorul, Sfântul cuvios Vasian, Sfântul Inocentie al Penzei, cinstirea icoanei Maicii Domnului Acatist, prevestitoarea de la mănăstirea Zografu. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.